Denn er ist das und das und das und das. Cine știe amărăciunea ce ascunsă în vasă de acolo? Să te simți neliber, mic, să vezi mâine, copunându-te la ele, tu viața prisipești. Și când mori, să vezi că în lume viețuită ai în zata, în nimic. Și acele gânduri negre mai mici am gândit. Când ai dat de viață? Cât amor de drept și bine, câtă sinceră frăție are să se ia cu sine. Și răsplata? Amărâre. Care să fie în papa. Dar când negrile negre care poate îi acopă, se apropie argintoasă din granata în tine. Se așează lângă toată. De cât timp și negru nu se răscoate. Este viață. Cu o mulțumire adâncă, nemai simțită, el în ochii ei se uită. Mândră-i de îngrășeală. Ceasul ultim a luptat cu toată viața de drept. Ah, șoptește de multe moarte. Cine este? Nici. La cerului deschis. El n-a vrut ca să... Tu, din tine te cunoști, tot mereu cu tine. Ce în vân, când de lacul stă-nți cântă pe lacul, că de vremea rea sau bună, sunt un voastră, mare și cu lumea. Luna de astăzi nu mai pasă pe cea mai dulce încemânte mă. Sub acel farmec liniștit. Pinoare și noi, iată oamenii acestui început de secol și de mileniu. Dorim să salutăm prezența la acest eveniment a conducerii statului și guvernului nostru, a domnului președinte al Republicii Moldova, a domnului prim-ministru, a domnilor miniștri, președinte al Parlamentului, deputați, președinți de comisii, iluștri oameni de cultură și artă. Pentru noi, foarte actuale pentru noi și poate cea mai importantă lecție este imperativul de a ne solidariza. De a ne solidariza și de a ne uni forțele sociale. În continuare, Eminescu de acolo, cum am spus, din timpul și din veacul său. Dragi prieteni, avem astăzi un program variat, interesant, un program pe care l-am elaborat împreună Uniunea Scriitorilor cu Institutul Cultural. Să-l punem între vii, căci este viu. Bolnav de frumusețea mamei înalțelor fețe politice ale Republicii Moldova, a reprezentanților corpului diplomatic, unde vom vernisa o nouă expoziție, Eminescu, în mine bate inima lumii. Floare de latinitate, sub un cer cu stele sudice. De avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Ale tale doruri toate! Numai eu știu să le ascund. În al umbrei întuneric, de-a seamănă unui prinț ce se uită adânc în ape, cu ochii negri și cu minți. Și prin vuietul de valuri, prin mișcarea înaltei ierbi,
Eu te fac să auzi în taină mersul cârdului de cer. Eu te văd răpit de farmec, cum un gând cu glas domol, în apii strălucire, întinsând piciorul gol. Astfel zise lin pădurea, volt asupra-mi clătinând, șuierând la ei chemarea, am ieșit în câmp râzând. Astăzi chiar de m-aș întoarce, înțelege, n-o mai pot! Unde ești, cu filărie, cu pădurea ta, cu tot? Toate și pentru Moldova, pentru Republica Moldova. Eu nu cred că astăzi, în 15 mai, neapărat trebuie să vin să vă recit versul. Cred că astăzi trebuie să ne gândim la semnificația și rolul poetului Eminescu nu doar la poezie, dar în mod special la proză, fiindcă s-a referit, dacă nu mă înțeleg, domnul Suceaveanu, la importanța prozei lui Eminescu. Chiar astăzi vorbeam cu cineva și mi-aducea aminte despre faptul că care au fost condiții din a doua jumătate a secolului XIX și, din păcate, în unele circumstanțe nu neapărat favorabile s-au mai păstrat chiar și în secolul XXI. Și, din păcate, constat că ceea ce mai spunea Eminescu atunci, încă despre situația din regiune, despre prietenii și neprietenii noștri, despre faptul că noi trebuie să aparținem civilizației europene, chiar am văzut această referință, pentru că astăzi problema există, obiectivul la fel există și mai avem încă misiune împlinită. Deci, vreau doar să vă povestesc că eu am citit la politica lui Eminescu în 85 la Budapesta, conspectându-o în taină, nu cumva cineva să afle atunci când am venit acasă, că uite, am conspectat ceea ce era interzis în fosta Uniunii Sovietice. În rest, trebuie să ne mândrim că avem astfel de valori. Și iarăși, ca să fiu pe o notă strict personală. Învățam la Moscova în 81-86, eram un coleg de la Petersburg, un băiat dintr-o familie de oameni inteligență, intelectuală, și care aveam anumită despreț față de popoarele astea mai mici, conlucuitoare, cum se numeau atunci, din Uniunea Sovietică. Și peste jumătate de an, eu îi posteam de Eminescu, a zis că nu cunosc cine e Eminescu, că n-am învățat la școală. Peste jumătate de an vine la mine cu fața foarte surprinsă, plină de așa de nedumerire, și mi-a zis că a lecturat o carte de science fiction a unui britanic, cunoscut, autor cunoscut, care vorbea că pe Pământ au poposit extraterestri. Și pe extraterestri au luat cunoștință de marea cultură și moștenire cu care se bucurau cei de pământeni. Și printre cei mai vestiți autori i-au cunoscut pe trei, unul din acele trei fiind Eminescu. Iată ceea ce trebuie să facem noi, să avem grijă în primul rând să nu uităm de Eminescu la noi acasă, dar în același timp să promovăm, fiindcă e bănuiesc că printre puținele valori care categoric se înscriu în ceea ce are mai frumos și mai important civilizația noastră. Despre discuția de comuniști. Hai, lăsați, ați început. În secolul XIX comuniști nu erau așa, că la subiectul ăsta astăzi nu vreau să mă refer. Domnule, mă plac cel mai mult. Eminescu poet, Eminescu filozof, Eminescu publicist, Eminescu romancier. Sincer, Eminescu prozator. Și jurnalist, deși mi-aș fi dorit să am timp suficient să-i recitesc și opera politică, eu cu versul niciodată nu am fost un mare prieten. Mi-a plăcut să-mi citească, să-mi recite cineva versul, să le citesc eu singur, încă n-am ajuns în faza respectivă. Poate după 60 de ani noi facem ceva. Și totuși, care ar fi lecția principală care ar trebui să învățăm de publicitate, de opera politică? De demnitate națională.